ședința, putem începe, da? La Consiliul de Administrație, la ședința de comisie de ieri, s-a hotărât ca cel care o să conducă pentru perioada 3 luni ședința de Consiliu Local să fie Cotescu. Evident, n-am nu s-a propus, eu, s-a propus, dar s-a propus. Acum, probabil că cine e prezidentul aici ar putea să ceară aprobarea Consiliului vis-a-vis de... Punem pe primul punct pe ordinea de zi, să începem Sunt, dar am să încep tot eu până când o să votați. Sunt prezenți 12 consilieri, deci ședința poate să aibă loc, majoritatea sunt prezenți. La ordinea de zi, sunt o mulțime de puncte, dar înainte de a trece la ordinea de zi, vreau să vă spun și cred că n-aveți nimic împotrivă, să dureze 4 ore. Cinci. Sau 5. Cu acordul dumneavoastră. Domnul profesor, am trei scuze. Știu cum vă place să vorbiți mult. La ședința din 28-a a doua parimise s-a făcut un proces verbal pe care am convingerea că l-ați studiat, dacă aveți completări la procesul verbal. Sau, vă rog, adăugiri. Sau comentarii. Dacă nu, supun la vot. Cine este pentru? Mulțumesc, în unanimitate, procesul verbal de la ședința trecută a fost aprobat. Trecem la primul punct al ordinei de zi și pe urmă am să vă spun... Da, așa da, la... să spun eu câteva cuvinte, dacă vreau să vă spun pentru ședință. Da, vă rog. Am venit aici în locul domnului primar, pentru că dânsul se află la o întâlnire cu domnul ministru al dezvoltării, ministrul al dezvoltării Sevil Șerbe, la Bacău, unde sunteți prezenți toți primarii din orașe și municipii. Așa cum am discutat ieri cu majoritatea de punctele de dumneavoastră, punctele sunt cunoscute și dacă va fi nevoie de lămuriri sau voi încerca să răspund la întrebări și să dau lămuriri în locul de domnul primar. Mulțumesc, da? Da. Eu aș zice așa, să trecem la primul punct după care să vă prezint ordinea de zi sau vă prezint ordinea de zi cu două completări și anume sunt două proiecte de hotărâri pe care în total vor fi 8 cu diverse plus 2. 10. Dacă sunteți de acord, ordinea de zi cu cele două adăugiri. Cu suplimentare. Cine este pentru? Însă, extraordinar de bune. Spun pe măsură ce trecem la ordinea de zi. Este vorba despre un proiect de hotărâre privind implementarea proiectului reabilitare și modernizare în alt public. S-a discutat. Exact. De-aia nici nu le-am mai prezentat. Și al doilea este vorba de reprezentarea OAT-ului în instanțele de judecată. Asta nu s-a discutat. Dar o să vedem la mobilă. Primul punct al ordinii de zi presupune alegerea noului președinte de ședință. S-a făcut propunerea, dacă sunteți de acord. Cine este pentru? Mulțumesc, sunt încântat. Trecem la ordinea de zi. Trecem la următorul punct, și anume proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației anuale la... Deci, președinte de ședință era ultimul și a venit primul membru. Așa, proiect de hotărâre privind soluționarea plângerii prealabile formulate de Ghițescu Florica, inițiator economist Baciu Gheorghe, primarul orașului. Comentarii. Ai început să citești din 2 în 2. Da, aici era, așa cum ai spus domnul primar ieri, era vorba de o plângere prealabilă în legătură cu taxă, dar între timp, noi am luat o hotărâre în Consiliul Local să reducem acea taxă pentru persoane, persoane fizice clădiri rezidențiale, de la 1,3 la 0,8, așa că respingem, propunem să respingem această plângere prealabilă. Altă discuție, domnul Mugaru? Avizul comisiilor? Pentru favorabil. Mulțumesc. Supun la vot propunerea de respingere. Cine este pentru? Se abține împotriva? Nu. Mulțumesc. Deci, în unanimitate, punctul ăsta a trecut. Trec la punctul următor. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației anuale la patrimoniul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău, ADIP. Inițiator economist Baciu Gheorghe, primarul orașului. Comentarii. Trebuie să plătim. Asta este. Altă completare la avizul comisiei. Interesant că noi le plătim la domnii ăștia ceva următorii 4 ani, deci am înțeles de la ședința de comisie, iar ei nu ne dă nimic. Dacă nu ne primește, depozităm gunoiul la ei. Dar această cotizație s-a... Cine ceva, da, această cotizație a fost redusă de la... Îl aprobăm și le vom da acei bani, dar... Ben, dar noi suntem membri ai acestei asociații. Eu am luat-o din undeva din spate. Din 2010, corect?
Da, deci nu avem de ales. Suntem membri contractori, da. Deci suma totală de cotizație este de 3.000 de lei. Care s-a redus de la 15.000. Era 15.000 și pentru că nu am beneficiat de anumite beneficii, am redus-o la 3.000. Mai puțin de atât. Domnul Mocanu, foarte bine, nu se poate. Deci când s-a făcut formula asta, am intrat toți acolo cu gândul că o să fie bine. Deocamdată jumătate de bine. Bun. Altcineva? Mai dorește cineva? Nu. Mulțumesc. Avizul comisiilor. Favorabil. Cine este pentru? Deci în unanimitate. Mulțumesc. O garanteză la binele care zice domnul consilier Mocanu. Să știți că, vis-a-vis de ce s-a promis cu infrastructura sau cu canalizare și apă... Nu, dar vorbim de Iadiva aici? Da, spuneți. Deci, la Târgoviște, de exemplu, s-a făcut rețeaua de apă, dar nu s-a branșat nici astăzi. Deci, ei nici acolo unde au proiectul în desfășurare, nu și-au făcut treaba, dar nu ia bani. Nu, știu ce vreți să-mi spuneți, că branșarea este datoria primăriei. Așa. Sunt materiale de dinainte de a fi doamna primar Ivanov, cumpărate în magazin, nu știu care e situația. Eu vorbesc că... Adică, de ce vorbesc? Pentru că ei nici ceea ce au prins ca de un proiect în desfășurare nu le-au finalizat. Așa este, aveți dreptate, domnule. Bun, atunci mulțumesc. Mulțumesc, moștenim niște îndărătnicii a foștilor. Din păcate. Îi mulțumesc domnului Munteanu. La diverse, dacă doriți să mai dezvoltăm subiectul ăsta, o facem cu altă plăcere. Ideea este. Cei mici totdeauna dar nu cresc ei. Trecem la punctul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea depărtării navete cazurilor didactice care nu dispun de locuință în localitatea Slănic Moldova și își desfășoară activitatea pe raza orașului. Inițiator economist Baciu Gheorghe, primarul orașului Slănic Moldova. Iar s-a discutat despre această navetă și sumele care sunt. Dacă mai aveți ceva de spus? Nu. Nu. Mulțumesc. Avizul comisiilor? Favorabil. Cine este pentru? Unanimitate. Mulțumesc. Trecem la următorul punct. Ne încadrăm în cele 4 ore, domnul profesor, nu? Domnul profesor. Proiect de hotărâre privind aprobarea actului adițional numărul 2 la documentul de poziție privind modul de implementare a proiectului Sistem Integrat de Management, și Deșeuri Solide în județul Bacău. Inițiator economist Baciu Gheorghe, primarul orașului. La acest proiect de hotărâre, la actul adițional, dacă aveți complete. Sau discuții vis-a-vis de acesta. Nu. Dacă nu, avizul comisiilor. Favorabil. Mulțumesc. Supun la vot cine este pentru. Împotriva, abținere nu. Deci, în unanimitate, trecem la următorul punct al ordinii de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării taxei de salubrizare la nivelul sumei de 9,61 lei persoană pe lună, în loc de 9,5 lei persoană pe lună, în conformitate cu prevederile hotărârii Consiliului Local al orașului Slănic Moldova, numărul 93 din 21.12.2010. Inițiator economist Baciu Gheorghe, primarul orașului Slănic Moldova. Dacă aveți comentarii. Da, aici vreau să fac eu, așa cum ați remarcat din această timp președinte ședință, hotărârea de Consiliu prin care s-a hotărât acest tarif a fost luată în data de 21.12.2010. Deci noi urmărim să respectăm un grafic care s-a aprobat în 2010. Și trebuie să aprobăm acest tarif. Dar aș vrea să fac o precizare. În momentul de față se află în dezbatere un regulament privind aplicarea și, stabilirea și aplicarea taxei speciale de salubrizare mediu în orașul Slănic Moldova. Și am vrea și dumneavoastră să vă aduceți contribuția în această dezbatere. Noi am propus în felul următor. Pentru că sunt familii care nu își permit să plătească pentru toate persoanele, familii care nu au venituri suficiente să plătească această taxă de 9,61 pe lună, am propus următorul lucru. Familiile al căror venit pe membru de familie este mai mic decât coșul minim de consum lunar pe persoană, așa cum este definit de Ordonanța de Urgență a Guvernului numărul 217 din 24 noiembrie 2000. Nu mai citesc toate ordonanțele. Respectiv 598 de lei pe persoană vor fi scutite. Scutirile se vor acorda pe baza unor cereri depuse la Registratura Primăriei Orașului Slănic Moldova. Fiecare cerere va fi supusă anchetei sociale, conform legislației în vigoare privind ancheta socială, și analizată în cadrul compartimentelor de specialitate din cadrul primăriei, respectiv SPAS și urbanism,
care vor verifica realitatea declarațiilor înscrise în cerere prin solicitarea de documente doveditoare și deplasări la domiciliul solicitantului. Aceste scutiri vor fi, există aici o formulă care se va aplica. Procentul pentru care se va acorda scutirile se va calcula astfel, 598 de lei minus venitul realizat efectiv pe membru de familie. Acesta este procentul. Deci diferența între coșul minim zilnic 598 minus venitul pe care ei realizează, vedem cât este procentul din 100% și acel procent îl vom scădea din taxa de... De exemplu, dacă se va aplica o reducere. Se va aplica o reducere. Deci, de exemplu, dacă sunt 4 membri într-o familie și venitul pe membru de familie este 300 de ron, ei vor plăti 50% din taxa de salubritate. Problema este, nu era ideea? Nu, este foarte bună ideea, dar trebuie să ne gândim că 9 lei 61 înmulțit cu numărul de persoane reprezintă suma pe care noi trebuie să încasăm și din ca care ca să putem face activitatea asta. Dacă dăm aceste reduceri, cine plătește diferența? Ar trebui să acordăm o subvenție de la Consiliul Local. Da, deci exact asta am propus, dar nu putem să cerem unei familii care nu are venituri să plătească aceste sume. N-au de unde să le plătească. Nu am terminat, dacă îmi dați voie să termin. Fiecare dintre aceste reduceri vor fi supuse atenției dumneavoastră. Deci după ce se va face ancheta socială, după ce vom cere documente doveditoare, după ce vom merge în teren să constatăm dacă ceea ce declarat ei este și în realitate, le vom aduce pe toate listele aici, în Consiliul Local, dumneavoastră le veți analiza și le veți vota dacă acordăm sau nu această reducere. Deci vor trece toate prin... Asta este propunerea noastră. E o propunere bună, eu îi mulțumesc, doamne vice, pentru intervenția făcută. Aș vrea să fac o completare. Deci suntem în etapa în care fiecare familie, pe proprie răspundere, face o declarație la primărie. În felul ăsta, regulamentul se leagă foarte bine de aceste declarații făcute de familii și... Nu intră în jocul nostru de astăzi. În viitor, după discuții, mă rog, cu Consiliul Local și cu alte persoane din Slării Moldova, se trece la aplicarea acestui regulament care e în favoarea cetățeanului cu domnul Munteanu. Aș vrea să fac o completare. Nu sunt împotriva la ceea ce a prezentat doamna Vici. Vreau să vă spun că deja este un proiect de hotărâre la Camera Deputaților, unde se vrea ca cei care au ajutoare sociale sau care nu au lucru, dacă au refuzat două locuri de muncă, să li se taie acest lucru. Dar există deja. Așa. Și atunci aș face prin, vis-a-vis de acest lucru, o rugăminte pentru aparatul Consiliului, când merge în teren, să le spună la oameni să meargă la lucru. Pentru că toate societățile din Slănic, Moldova, inclusiv OAP-ul, au nevoie de salariați. Dar nu vin. Și atunci e o rugăminte, doamne, vrem da, să vă ajutăm și noi, uite, noi v-am ajutat cu chestia asta, veniți și vă la lucru, că altfel nu poate să înfărească localitatea asta, dacă noi unii stăm, vântăm cu coatele pe dat sau pe fereastră. În același, ca să însprijin ceea ce spuneți dumneavoastră, în același regulament, dacă nu o să știți că este destul de bun, dar în același regulament am specificat că cei care nu au venituri, dar nu au solicitat un loc de muncă, înscriindu-se la ajutorul social, că nu vor să muncească, nu vor beneficia de această reducere. Corect. Pentru că în momentul în care tu nu ai venituri, dar nici nu-ți dorești să realizezi că e bine să stai acasă și să nu muncești, nu poți să beneficiezi de o reducere. Noi vorbim de acele persoane care au un serviciu, au un salariu mic, au mulți copii și dacă împarți pe membru de familie, este exact. La asta ne referim. Nu la cei care nu vor să muncească. Cei care nu vor să muncească vor fi excluși. Pentru că dacă ei nu vin să facă o cerere, să îi găsim un loc de muncă prin ajutorul social, că asta se face fiecare lună, noi dăm listele cu cei de la ajutorul social la agenția de forță de muncă și ei ne dau locurile de muncă disponibile. Noi le oferim, dacă ei refuză de două ori, nu le mai dăm acest ajutor. Dar există persoane care nici măcar nu solicită lucrul ăsta. Adică nu vor să-și găsească un loc de muncă și acelea nu vor fi aduse în atenția noastră. Vor fi excluse în cadrul anchetei sociale. Ceea ce vine în sprijinul ceea ce a spus dumneavoastră. Pe de altă parte, noi nici nu putem să-i forțăm să muncească. Asta am spus. Cine nu plătea să dea voie și nu completează pe aia, ce plătește? Păi o să fie control. În acest regulament există și, am zis că nu, este, aș vrea să studiați, pentru că se află în dezbatere publică, în acest regulament sunt prevăzute și ce se întâmplă în cazul în care sancțiunile... Și ar trebui afișat regulamentul ăsta... Dar este afișat
Este afișat și la primărie, este afișat. De asta vă și spun acum, ca să știți și să dați de veste. Și pe website-ul primăriei este. La ședința extraordinară din luna viitoare putem să discutăm acest regulament. Da, eu trebuie să stau de spate. Auzi, să se facă niște, totuși, niște chestiuni pe a trei sau ceva mai mare, dar punctele importante să fie, cum ar fi... Da, uitați-mi toate asta, eu mai foarte bun. Da, aveți dreptate, să subliniem și poze la Cerdac, la Cireșu, la școli, în special că oamenii tot timpul sunt în mișcare în zonele respective. Dacă mai sunt intervenții la punctul ăsta, dacă nu avizul comisiilor... Favorabil. Supun la vot, cine este pentru? Mulțumesc, în unanimitate, trecem la următorul punct al ordinii de zi. Este vorba de un punct foarte greu, proiect de hotărâre privind aprobarea acordării cu titlu gratuit a dreptului de uz și servitute către Delgas Grid S.A. pentru terenul aferent realizării lucrărilor reabilitare rețea joasă de tensiune plus modernizare branșamente aferent de PTA 1, Cireșoaia și reabilitare rețea joasă de tensiune plus modernizarea branșamente aferent de PTA 2, Cireșoaia. Inițiatorul Părâns Baciu Gheorghe, primarul orașului Slănii Moldova. Am zis că e foarte greu punctul, pentru că volens, nu volens, acest lucru trebuie votat. Avizul comisiilor? Favorabil. Mulțumesc. Supun la vot. Cine este pentru? Se abține împotrivă? Nu. Unanimitate. Trecem la următorul punct al ordinii de zi, și anume un proiect de hotărâre privind aprobarea implementării așa, reabilitare și modernizare iluminat public în orașul Slănic Moldova, finanțat prin Programul Național de Dezvoltare Locală. Da, aici doamna Sică poate vedea. Spuneți ca să nu mă apuc eu să citesc acum proiectul de hotărâre. În câteva cuvinte despre ce este vorba. Este proiectul unui proiect de modernizare al iluminatului public. Mecanismul de finanțare este ultimele modificări legislative prevăd că în termen de 30 de zile de la aprobarea legii bugetului de stat trebuie să puse solicitările de finanțare la Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene. După care, după ce lista va fi, ei selectează dintre cererile depuse în aceste 30 de zile și când vom, dacă vom obține finanțarea, vom continua cu următoarele demersuri, studiul tehnico-economic, indicatorii tehnico-economici și așa mai departe. Întrucât legea bugetului de stat a fost aprobată acum vreo două săptămâni, cred, este cam urgent să ne grăbim ca să depunem această solicitare de finanțare pentru modernizarea iluminatului public. Finanțarea este în principal cam 3%, cred, în sarcina noastră, scrie în material. Valoarea proiectului este de... 23, noi avem valoare estimate în momentul ăsta. Ca valoare estimată, da. Valoarea totală este 23.545.265,35 lei, din care, inclusiv TVA, din care 22.783.665,35 de la bugetul de stat, în finanțarea se face pe 3 ani, iar 761.600 de lei de la bugetul local, tot pe 3 ani. În sumă care trebuie dată în termen de 3 ani. Dar pentru ce ne întreabă ce presupune proiectul? Ca modernizare sau extindere? Uitați, putem să-l citim dacă... Modernizarea stâlpilor... Pe scurt, adică ce face? Este inclus în proiectul acesta și ce am discutat la ședința anterioară cu privire la acel iluminat... Dar acum este doar arhitectural. Noi depunem acum, nu depunem tot proiectul. A, solicitarea de finanțare. Urmând, dacă se aprobă, să venim cu toate documentele, vor fi foarte multe documente. Primul pas, indicatorii tehnico-economici vor face obiectul unei alte hotel de Consiliu. Indicatorii exact ce se va întâmpla. Am înțeles. Avizul comisiilor. Deci sunteți, așa, avizul comisiilor. Favorabil. Mulțumesc, supun la vot. Cine este pentru? În unanimitate, trecem la următorul punct, și anume un proiect de hotărâre privind aprobarea contractării unui serviciu de consultanță și reprezentare juridică pentru reprezentarea intereselor UAT a orașului Slănic Moldova la instanțele de judecată. Propune privatul orașului Slănic Moldova. Aici este vorba despre existarea de trei dosare în final. În final sunt trei dosare. În principal obiect al acestei reprezentări îl constituie executarea sigită din partea Alcone. Noi am amânat cam cu această executare sigită. Este vorba de o sumă foarte mare pe care o datorăm și pentru care ei ne execută acum. Următorul pas pe care ei îl fac este să ne execute imobiliar. Asta înseamnă că ne execută proprietățile primăriei, pentru că noi și ne somează ca în 15 zile să fie să plătim suma, fie ne execute imobiliar. Însă noi am constatat
niște nereguri pe care credem noi că s-au făcut, dar fiindcă nu există în primărie o persoană care să se priceapă și să știe toate legile din punct de vedere al executării silite, pentru că ei, în loc să ne scadă, noi le plătim niște sume de bani, în loc să ne scadă din debitul curent, ei ne scadă, de fapt, din niște penalități care curg după ce s-a emis titlul executoriu și care nu fac obiectul acelui titlu executoriu, ne aflăm în situația în care trebuie să avem o persoană pregătită care să ne reprezinte și să conteste această executare imobiliară, pentru că altfel ne vom trezi în situația în care rămânem fără proprietățile primăriei, neavând de unde să plătim această sumă. Doamna vice, dar a fost vorba al președinții că ceva nu e executat cumva și poate că... Așa este, dar domnul Munteanu, această executare... De fapt, expertiză. Păi, tocmai despre asta vorbim cineva să ne reprezinte, dar noi când am ajuns la primărie, erau... Reprezentarea tehnică e una, cea tehnică e la altă. Exact. Deci noi mergem pe ambele planuri, dar noi avem 15 zile în care să răspundem la această executare imobiliară. Ideea este următoarea. Noi când am ajuns la primărie, exista o sentință definitivă care nu mai poate fi contestată, căreia nu se mai poate face nimic. Noi punem problema să ne reprezinte cineva în modul în care se pune în practică acest tip de executor. Credem că penalitățile care s-au generat după ce s-a emis acel tip de executor nu trebuie să stinse primele. Sau nu trebuie să facă obiectul aceluiași tip de executor. Noi asta contestăm, că noi nu mai putem să contestăm această sumă. Vrem, nu vrem. Noi această sumă trebuie să o plătim către abonă. Mai devreme sau mai târziu. Dar ca să evităm, executarea imobiliară, adică să nu ne pierdem proprietățile, vrem să avem pe cineva care să ne reprezinte, care să conteste forma în care s-a executat acest. S-a găsit un cabinet? Păi, deocamdată aprobăm. Vrem să contactăm pe cineva să ne spună ce se poate face și abia după aia o să venim către dumneavoastră să spunem să aprobăm o sumă. Și este semnată recepția la lucrarea care... Deci acolo este problema de, de o altă expertiză tehnică, dar aia durează foarte mult. Nu, deci ei îi cer banii ăștia probabil pentru canalizarea asta, sau nu știu pentru ce altceva. Da. Dar este făcută recepție la este o sentință definitivă. Odată ce e sentință definitivă, au instanții, nu mai avem ce comunica. Dumneavoastră aveți o dreptate, dar ei trebuiau înainte de această sentință, cine era aici la primărie, trebuia înainte de această sentință definitivă să se ducă în instanță și să motiveze. Această lucrare nu s-a făcut corect, această lucrare nu a fost recepționată corect, nu este dusă la capăt și așa mai departe. Da, pentru că nu s-au dus, nu am fost reprezentanți, n-am avut, tocmai că dacă facem același lucru acum s-ar putea să ne pierdem și, nu știu, proprietățile. Vrem să nu ajungem în aceeași situație și din cauza asta vrem să angajăm pe cineva care să ne poată da un sfat profesionist. Mi se pare normal și obligator. E o luptă mare. Da? E o luptă mare și noi suntem destul de mici și nu avem resurse suficiente și credem că așa ne va ajuta să evităm un dezastru. Că până la urmă, dar important este să încercăm și să... Deocamdată noi aprobăm contactarea. E vorba de aprobarea. Vom informa în legătură cu un orar, să te arătăm. Domnul Munteanu are dreptate, dar trebuie această firmă de avocatură să ocupe și de recuperarea prejudiciului. Să vadă cine a fost de vină, unde s-au pierdut. Da, dar acolo trebuie dat în judecată, trebuie urmat un proces. Trebuie un an, durează foarte mult. Noi nu avem timp, suntem executați în 15 zile. Expertiză. În paralel. Prima dată facem aia și după aia restul. Expertiză tehnică. Pentru că v-am spus că analizarea nu e funcțională. Știm. Știm. Deci noi plătim pentru un obiectiv de investiții care nu este pus în funcțiune. Dacă mai sunt intervenții? Dacă nu avizul comisiilor. Dar e numai punctul ăsta? Atât? Da, asta e un punct. E vorba de contractarea unui neavocat. Dacă nu mai sunt intervenții, avizul comisiilor. Supun la vot. Cine este pentru? Mulțumesc, în unanimitate. Nu, toată lumea a votat pentru. Trecem la ultimul punct diverse, dacă aveți, știu eu, lucruri pe care doriți să le scoateți în evidență. Doamna vice. Da, prezentăm scrisoarea, nu? Da, a fost la mafe o solicitare de la hotel Perla Moldovei. Deci avem o solicitare de la hotelul Perla Moldovei SRL. Nu o să vă citesc cu toate, de principiu îi spun că... deoarece au plătit o taxă, taxa de stațiune despre care am vorbit domnul Munteanu, știți. Ei doresc să organizăm o comisie de supraveghere și control a modului în care sunt cheltuite sumele rezultate din încasarea taxei pentru încălzirea stațiunii. Acest lucru ne-am propus să facem și noi chiar înainte de a primi această sesizare. Acești bani care se colectează din taxa de încălzirea a stațiunii se duc într-un cont separat, deci ei se evidențiază separat, oricine în orice moment poate să vadă cum se cheltuiesc, cât s-au încasat, cât s-au cheltuit, pe ce s-au cheltuit. Dar o să vă aduc în atenție că
Poate că este bine să facem o comisie care să fie formată din consilieri locali și reprezentanți ai agenților economici, care să verifice din când obligatoriu, agenții economici important să aibă. Exact, ca să se vadă cum se cheltuiesc banii, ceea ce este corect. Noi ne-am gândit chiar înainte de a primi, să sugerăm lucrul ăsta, dar avem că nu interesează așa cum o sezare normă, cum să o lua parcare. Da, de ce că voi acum? Dar faceți și noastră sesizare, domnul, uitați. Da, e așa, vezi că taxa de stațiune a fost și până aici. Da. Și cum s-a fost? Păi poate facem o comisie să vedem cum se face. Comisie este undeva în sumă în care dează mine prezint semnale pozitive. Da, sunt corectă. Da? Încet, dar... Da, da. Da. Mai multe puncte, nu numai ce... Uitați, ce scrie aici, dacă vedeți, în luna... Da, susțină doar un punct. E și cazinoul, nu? Care nu ne-am menționat, adică... Dar s-a discutat anterior, nu? Nu știu dacă s-a discutat, știați că... Ce am da, da, adică era da, și cazinoul, da, parcarea cazinoului. Și am văzut anterior. A, să fie reprezentați în trei... Și acolo, reprezentat și de parcarea cazinoului. Da. Sunt trei. Dar nu și știa. Nu pot să... Asta zic, păi am și votat, adică... Acum. Nu, dar noi am votat doar, doar contactarea unui serviciu. Venim în continuare cu rezultate, dacă avem un onorar. Deci vom prezenta în continuare, asta e prima etapă. Este urgent, asta este cazul pe care l-am prezentat și este urgent. Mai sunt încă două. Nu-i așa, doamna Asică, dar vreți să menționați cazul nou și al treilea care este... Tot cu privire la cazul nou? Tot la cazul nou, da. Sunt doar la cazul nou și parcare. Deci, pentru cazul nou, pentru sala de spectacol, s-a discutat referitor la decizia Curții de Conturi, în urma controlului de la Curtea de Conturi. Dânsii au dispus să facem în instanță acțiune pentru sala de spectacole. Și parcarea, deja suntem în litigiu și poate capotea ne ajută să mergem mai departe cu litigiu. Volumul de activitate la noi... Mai dinainte, fără să-mi bază o intervenție. De fapt, parcarea de lângă cazinou, din prin jurul cazinoului, a fost la domeniul public, din câte știu eu. De-aia am pornit procesul. În ce mod s-a dat la SCX, care a... Deci, a fost o hotărâre de guvern 834 din 97, parcă, nu? Ferla Moldovei are un titlu de proprietate în baza 834. Da. Dar nu a fost delimitat. Asta aia era problema. Și ne-am suprapus. Ne-am suprapus. Ei au titlu de proprietate și noi avem inventarul domeniului public. Am depistat această suprapunere. În momentul în care s-a făcut executarea sfântă pe casino, și a venit Digital Media April și a luat acolo și a venit, măi, stai, 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 rămâne-o. Atunci ne-am sesizat și... care tot așa aveau, are hotărârea aia, ne da? Mai, da, mai avem un litigiu, suntem într-un litigiu și cu alea de la Izvoare. Mai e un teren în care suntem iar în litigiu. Nu știu, deci știu de astea două, altele... Deci până în 96 totul aparținea lui IBC Slănic Moldova. Primăria nu avea absolut nimic decât pietonalul, străzile și lumina de public. Aparținea vis-a-vis de o intabulare care a făcut-o ei deci, așa. Deci când a apărut hotărârea de guvern, atunci s-au făcut joc. Pentru că nu au fost limitate, nu s-a știut de lucruri. De unii vechiri, cum a lucrat el profesional și și-a tras ca imacul. Dacă mai aveți probleme la diverse, vă rog, domnule. Mă întreabă lumea de la Cerdac, să mai curăța acolo la podiețul ăla la Saratu, că e frică că plouă și vine primăvara. Da, săptămâna asta am contractat un buldo, deci exista un contract pentru situații de urgență care nu a fost făcut cum trebuia. Noi acum am selectat mai multe oferte și facem un contract din nou, deci pe situații de urgență. Dar am contractat, de miercuri probabil că va începe, un alt buldo care se va duce. Noi am inventariat toate punctele astea care au nevoie. Am fost pe teren și am făcut fotografii și de mine că vom avea un buldo care se va duce la toate punctele, inclusiv la... La cer, dacă la locală s-a făcut, peste tot, dar acolo m-a întrebat. Mai sunt și alte puncte. Avem vreo 5 puncte de intervenit de urgență și de miercuri vom avea un buldo care se va duce pe teren. Da, bine, mulțumesc. Poate avem, mă rog, să vină și la consilierul județului. Dacă mai aveți... Poți să rămâi aici să-ți cer drepturile. Dacă mai aveți probleme, dacă nu, vă mulțumesc pentru participare. Domnul Muntean. Nu, deci asta nu vreau să... Deci în afara ședinței, declarăm. Deci în afara ședinței. Da. Am declarat ședința. Să vă mulțumesc.